Emo Iuria e pentru fosta eminență nu e a PSD, Viorel Hrebenciuc aflast zi decizia GJ. Magistracii de la Înalta Curte de Casacie sublinierei justiciei ar putea pronunca marci sentința în dosarul retrocedrilor ilegale de păduri, în care sunt judecați Viorel Hrebenciuc, fiul acestuia, Andrei Hrebenciuc, Tudor Fiuariu sublinierei Ioan Adam. La ultimul termen al procesului, din 21 februarie, un procuror de la Dnalea a solicitat magistraților condamnarea tuturor inculpaților din acest dosar la pedepse cu executare, orientate spre maximul prevăzut de legea penală, scrie Ager Press. Astfel, procurorul a cerut o pedeapsă maxim cu executare pentru fostul deputat Viorel Hrebenciuc, acuzat de săvâr sublinierea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influent sublinierei sepelare a banilor. Pedepsa maxim pentru constituirea unui grup infracțional organizat este de 10 ani, iar pentru sepelare de bani este de 12 ani. De asemenea, procurorul a cerut pedepse maxime cu executare sublinierei pentru ceilalți inculpați din acest dosar, Andrei Hrebenciuc, constituirea unui grup infracțional organizat, instigare la sepelare a banilor sublinierei complicitate la trafic de influent, fostul deputat Ioan Adam, instigare la abuz în serviciu, constituirea unui grup infracțional organizat, cumpărare de influent, fostul ministru al justiciei Tudor Fiuariu, constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influent sublinierei sepelarea banilor, Lorand Andrasor Dog, judecător în cadrul tribunalului Covasna, Paltin Gheorghe Sturgza, beneficiarul retrocedrii, Iosif Cadas, Constantin Bengescu, Sorin Ion Iacob, Jean Puenaru, Ioan Gheorghe Varga, Daniel Constantin Celugre, Ioan Mete sublinierel, Gabriela Rodica Zaharia, Anca Roxana Adam, socia deputatului Ioan Adam, judecătoare la Tribunalul Brasubliniereov, Iulian Durlan, primar al comunei Ceiuci, judecul Bacu, Adam Cereciunescu, directorul general Rom Silva. Vă rog să aveți în vedere gravitatea deosebită a faptelor reținute în sarcina inculpaților sublinierei, să aveți în vedere sublinierei calitatea persoanelor care au avut atribuții în domeniul legislativ, fost subliniere timin subliniere tri, oameni de afaceri. Vorbim de o valoare foarte mare a prejudiciului, de 300 milioane de euro. Corupția este o amenințare major la adresa societății, iar inculpații au încercat să corup pentru a sublinierei atinge scopul, a spus procurorul în sala de judecat. Procurorul a amintit ce, pe latura civil, Alina Suciu, jurist la Rom Silva, îi cere fostului director Adam Cereciunescu daune morale de 500 de mii de euro. Reprezentantul Dnalea a mai cerut judectorilor confiscarea sumei de 20 de mii de euro de la judectorul Lorand Andrasor Dog, reprezentând mita primit de acesta de la fostul deputat Ioan Adam. Dosarul retrocedrilor a fost trimis în instant în ianuarie 2015, procesul având peste 60 de termene de judecat. În octombrie 2015,
Viorel sublinierei Andrei Hrebenciuc, dar sublinierei fostul deputat Ioan Adam sublinierei au recunoscut vinovăția ei, solicitând să fie judecați prin procedura simplificată. Astfel, Viorel Hrebenciuc sublinierei a recunoscut faptele în fața judectorilor sublinierei a spus și a acceptat să intervin pe lângă funcționarii unor instituții din Bacu pentru ca Paltin Gheorghe Sturza să intre în posesia a 43.000 de hectare de pădure. În timpul intervenției, Hrebenciuc urma să primească 12.000 de hectare, prin încheierea unui act adițional pe numele fiului său. Acuzațiile din dosar se referă la retrocedarea ilegală a 43.227 hectare de teren forestier în județul Bacu în favoarea lui Paltin Sturza sublinierei în defavoarea Rom Silva. Prejudiciul calculat de DNA în acest caz se ridică la 1.421.800.870 lei, echivalentul la 303.888.615 euro, reprezentând contravaloarea terenului.